Bună și bine v-am regăsit la o nouă filmare dedicată taroscopului lunii septembrie pentru voi toți cei care aveți soarele, ascendentul, descendentul sau luna natală în zodia săgetător. Așa cum v-am obișnuit, voi începe etalarea prin a extrage energia generală a lunii septembrie, mantra sau afirmația care să vă ajute să vă ridicați vibrația și să obțineți energia, dorințele voastre să devină realitate, ce vine către voi din punct de vedere sentimental, fie că vă aflați într-o relație și vom vedea și vibe-ul relației pentru luna septembrie, fie că sunteți singuri în această perioadă și ce vine către voi din punct de vedere financiar. Haideți să vedem acum, pentru voi toți cei care aveți soarele, ascendentul, descendentul sau luna natală în zodia săgetător, care este energia generală a lunii septembrie pentru voi, energie care a și ieșit, renunțați la resentimente, renunțați la vină, renunțați la a vă întreba de ce. Atunci când ne întrebăm de ce, automat avem acolo un sentiment de un resentiment, o judecată, o vinovăție. Învinovățim pe cineva pentru lucrurile care se întâmplă în viața noastră. Deci o lună în care va trebui să înțelegeți lecțiile trecutului vostru, o lună în care va trebui să faceți pace cu trecutul și să renunțați la resentimente. Haideți să vedem care este acum afirmația sau mantra lunii septembrie pentru voi toți cei care aveți soarele, ascendentul, descendentul sau luna natală în zodia săgetător, pe care o vom reciti la sfârșitul etalării din nou. Exprim nestingherit cine sunt eu. Este dreptul meu din naștere să mă exprim în maniere care îmi aduc împlinire. Deci este vorba de a exprima la nivel de suflet și nu din minte conștientă, este vorba de a spune și de a fi așa cum vreți voi să fiți, fără teama de a fi judecat sau teama că sunteți greșit înțeles. Haideți să vedem acum, pentru cei care vă aflați în relații, indiferent de natura relației, că este relație asumată, că este trio emoțional, relație la distanță sau chiar într-o perioadă de pauză, dar conexiunea nu este ruptă, adică mai există schimburi de mesaje, câteva cuvinte la telefon, dar ați decis să luați o pauză cu persoana dragă. Ce vine către voi, ce se va întâmpla între tine și persoana dragă din punct de vedere sentimental în luna septembrie? Foarte multă creativitate, creați o nouă viață, o binecuvântare, de ce nu, poate o sarcină sau faceți planuri legate de un viitor copil. Cert este că o binecuvântare vine în viața voastră de cuplu în această lună, cu foarte multă sexualitate, dar și cu foarte multe provocări. Dar pregătiți unul lângă celălalt să înfruntați tot ce vine către voi, toate persoanele care vă stau în cale, sunteți pregătiți acum să le faceți față provocărilor, să vă exprimați exact așa cum mantra vă va ajuta foarte mult, să vă exprimați emoțiile, să vă exprimați sentimentele, să vorbiți cu claritate și să stabiliți limite sănătoase, să aveți conversații de la suflet la suflet în care să spuneți eu asta îmi doresc, asta nu îmi doresc, în direcția asta vreau să merg, să vă exprimați efectiv liber. Foarte multă eliberare de tot ce nu vă mai este de folos și exact cum spuneam, vă arătați exact așa cum sunteți, vă ascultați unul pe celălalt, vă înțelegeți unul pe celălalt, vă ascultați, nu doar vă auziți. Ceea ce duce la o eliberare de tot ce nu vă mai este de folos. Gânduri, emoții, sentimente, persoane sau situații care stau în calea relației voastre, care stau în calea fericirii voastre. Faceți
niște planuri care sunt planuri reale, planuri concrete. Vă stabiliți prioritățile. Momentul turn s-a încheiat între voi. Tot ce a fost mai greu a trecut. Universul v-a trecut prin probe, prin teste, în care v-a testat atât pe unul cât și pe celălalt puterea iubirii voastre. Și acum este momentul să reconstruiți. Exact așa cum spuneam, poate sunt deja copii la mijloc, da? Iubire simplă, iubire pură, iubire necondiționată, diferență de vârstă, de poziție socială, de cultură sau de religie. Cert este că unul lângă celălalt veți putea face față provocărilor care vor mai veni către voi. Dar veți ști să puneți stop, veți ști să puneți limite sănătoase, veți ști să respirați adânc și să nu luați decizii din mintea conștientă, ci din suflet, pentru că iubire este. Da, iubirea voastră nu o trăiți așa cum vă doriți. Este îngrădită, este ascunsă, este la distanță, da? Iubire este, dar relația nu este așa cum voi vă doriți. Și asta pentru că aveți niște lecții de învățat. Este timpul să renunțați la resentimente, la a învinovăți, a da vina unul pe celălalt, ci a vă înțelege, a vă asculta și a vă înțelege unul pe celălalt. Haideți să vedem vibe-ul conexiunii voastre în luna septembrie. Reia în calcul o nouă fundație. Deci puneți, acum începeți să puneți bazele solide ale unei relații sănătoase. Uită-te la noua imagine care se creează și pune baze cu adevărat solide. Deci vă creați o nouă viață, chakra sacrală, da, vorbește de creativitate, puneți bazele unei relații cu adevărat solide, pentru că acel moment turn care a fost în viața voastră a fost menit pentru că bazele pe care încercați să construiți ceva nu erau unele solide. Foarte multă înțelegere, foarte multă comunicare, dar o înțelegere din aceea de la suflet la suflet. Vă înțelegeți cu adevărat unul pe celălalt, vă înțelegeți tristețea, vă înțelegeți supărarea, vă înțelegeți dezamăgirea unul celuilalt și faceți front comun pentru a face față lumii exterioare. Celor care încearcă să vă provoace, celor care încearcă să vă stea în cale. Haideți să vedem acum pentru săgetătorii singuri ce vine către voi în luna septembrie. Asumare de riscuri. Vreți ceva, vreți să obțineți ceva și vă duceți în acea direcție pentru a obține acel lucru. Chiar dacă îl obțineți, chiar dacă nu, voi vă duceți în direcția aia pentru că sunteți dispuși să obțineți acel lucru, pentru că văd comunicare, da, cu o persoană cu care sunteți la distanță, comunicare care va aduce echilibru, văd aici, chiar dacă vă provoacă această asumare de riscuri și vă este teamă că veți fi ținuți la distanță, o comunicare aduce echilibru în viața voastră. Comunicare cu cineva, fie din trecutul vostru, fie cunoașteți pe cineva nou și vă doriți mai mult de la această persoană, este o provocare pentru voi această persoană, dar, surprinzător, va aduce foarte mult echilibru și veți simți o conexiune de a primi și a da în egală măsură. Poate aveți de a face cu cineva din zodia Balanță. Să vedem și ultima carte. Asta pentru că este cineva din trecutul vostru.
Pentru că văd aici rădăcini adânci, rădăcini pe care nimeni și nimic nu le poate smulge, o așteptare care se pare că ia sfârșit, intrarea într-o conexiune cu cineva din trecutul vostru, preluarea controlului asupra vieții voastre, pentru că ați învățat să vă puneți pe primul plan. Acum intrați în această conexiune, vă asumați aceste riscuri pentru că știți cine sunteți și ce puteți oferi. Cartea magicianului, cartea creșterii, evoluției și a succesului acestei conexiuni. Ați muncit foarte mult pentru a ajunge unde sunteți acum. Știți cu adevărat ce vreți, ce nu vreți și ce să cereți. Se manifestă în această lună tot ceea ce voi aveați în plan, toate gândurile voastre, împăcare cu cineva din trecutul vostru. Cineva pe care, așa cum am spus, așteptați de mult, o așteptare care a fost grea, v-a ajutat să vă transformați, munca nu a fost ușoară, v-a ajutat această așteptare și această răbdare să vă eliberați de tot ce nu vă este de folos, să ieșiți din întunericul în care vă aflați din punct de vedere emoțional și să preluați controlul asupra vieții voastre. Această așteptare v-a adus iubire de sine, v-a spus pe primul plan și așa ați renunțat și în această lună veți conștientiza că ați renunțat la resentimente, la a învinovăți cealaltă persoană. Conversație de la suflet la suflet, vorbiți limba iubirii. Vă veți asculta unul pe celălalt și vă veți înțelege unul pe celălalt, pentru că în sfârșit vorbiți același limbaj, limbajul sufletului. Iată cât este de frumos această întoarcere, chiar dacă se va întoarce pe un Venus retrograd. Avem zeița Venus în poziție răsturnată, poate la începutul lunii septembrie, până primele 4 zile, da? Chiar dacă nu aveți susținerea zeiței Venus, important ar fi să intrați cu adevărat în această relație după data de 4 septembrie, când Venus intră în mers direct. Și nu veți mai permite manipularea. Veți fi persoana care de această dată va pune condițiile în această relație și da, știți bine că vă asumați niște riscuri reluând ceva din trecutul vostru. Haideți să vedem acum ce vine către voi din punct de vedere financiar, cariera și banii. Renaștere. Încheiați un capitol din viața voastră, zodia Scorpion avem aici. Încheiați un capitol din viața voastră, puneți capăt a unui parteneriat, unei alianțe. Pentru că v-ați transformat ca persoane, vreți ceva mai mult și vă duceți într-o altă direcție. Chiar dacă planurile, proiectele voastre în ceea ce privește partea financiară, partea de carieră, mulți vă vor spune că sunt puierile, că nu veți obține niciun rezultat. Vorbim despre un paj care crește, evoluează, se dezvoltă. Cupa prosperității, chiar dacă acum nu este complet plină, ea se va umple încet, încet. Zodiile de apă, rac, scorpion, pești. Se termină această perioadă în care ați muncit, parcă ați muncit degeaba, oboseală fizică, mentală, emoțională. Poate descoperiți o trădare și în sfârșit renunțați la această colaborare, acest parteneriat în urma unei trădări. Zodiile de aer, gemeni, balanță, vărsător. Sunt prea multe. Vă deschideți în fața noilor oportunități, nu mai respingeți ofertele care vin către voi, ci din contră le lăsați să vină, le analizați,
pentru că într-adevăr vă doriți o schimbare în viața voastră. Zodiile de foc, berbec, leu, săgetător. Iată că avem un nou început din punct de vedere financiar. Oferta prosperă care vine către voi și cartea împăratului. Probabil că unii dintre voi vă gândiți să vă deschideți o afacere sau să intrați într-o asociere cu cineva care să vă aducă o poziție mai înaltă, un rang mai înalt și în același timp să vă aducă și liniștea, mai mult timp de a petrece cu familia și de a avea tot ceea ce vă doriți. Oportunitatea unui nou început plin de prosperitate în luna septembrie. O ofertă din partea cuiva din zodie de apă, rac, scorpion, pești, și avem energia aceasta a focului, chiar dacă împăratul guvernează zodia berbec și voi sunteți zodii de foc. Și cartea magicianului. Atrageți în această lună tot ceea ce vă doriți din punct de vedere al carierei, din punct de vedere financiar. Ați așteptat ca aceste vremuri să vină către voi. Iată că ele sosesc. Deja vedeți oportunitățile venind în viața voastră și să vă aducă mult mai multă libertate, atât emoțională, împlinire emoțională, cât și stabilitate financiară. Avem zodia Gemeni, zodiile de foc, berbec, leu, săgetător și din nou zodiile de aer, Gemeni, balanță, vărsător. Se încheie acest capitol de nopți nedormite, grija zilei de mâine și vin către voi vești minunate, poate relocare, mutare într-un alt oraș, o altă țară. Cert este că vin vești bune către voi care să vă transforme viața. Să recitim mantra lunii septembrie. Exprim nestingherit cine sunt eu. Este dreptul meu din naștere să mă exprim în maniere care mi-aduc împlinire. Nimeni și nimic nu vă va sta în cale, dragi săgetători, în această lună. Veți pune punctul pe ei, vă veți susține cu îndârjire convingerile și iată că ele vă sunt și împlinite. Vă îmbrățișez pe toți cu drag. Vă doresc o lună septembrie magică, o lună septembrie așa cum alegeți voi să fie. Și nu uitați că viața ține de alegeri. La revedere!